numărul tinerilor preocupați de acest segment de cercetare este din ce în ce mai mare. Oamenii pe care i-am format pentru a elabora diferite instrumente și materiale didactice adaptate predării limbii române în diverse contexte, nu doar ca limbă străină în mediul vorbitor și nu doar minorităților, ci iată și copiilor românilor care revin, da, în țară, asta mă face să cred că în viitorii ani vom putea elabora curricule și materiale care să se plieze pe nevoile acestor copii. Fiindcă avem o retorică din totdeauna foarte spectaculoasă, dar declarăm tot felul despre metode prin care putem să păstrăm sau să contribuim la păstrarea identității românești a celor care au trecut dincolo de granițe. Facem traduceri, facem spectacole, facem târguri, participăm la obiceiuri, dar uităm că cel mai de preț obiect de patrimoniu este limba. Ți se sparge casa, ți se fură o mulțime de obiecte din casă sau, Doamne ferește, îți ia foc casa, ești nevoit să pleci din țară, pui în bagaj lucruri elementare. Limba este singurul bun pe care nu ți-l poate fura nimeni. Și tocmai de aceea cred că dacă noi ne-am adunat aici și pentru a ne pune mințile la oaltă, ca să vedem ce soluții găsim pentru a ajuta acest segment de public care, în mod cert, are nevoie de sprijinul nostru, eu cred că trebuie să ținem cont de faptul că limba trebuie prezervată în primul și în primul rând și mai ales trebuie să vedem care sunt pașii mărunți. Da? Antevorbitorul meu spunea, da, mai întâi îi învățăm, nu-i așa, să mănânce hrană solidă, apoi să meargă la baie, apoi să-și lege și returile. Exact așa este și la limbă. Dacă profesorul vede progresia, oricât am vrea, o limbă nu poate fi învățată peste noapte. Nu mai vedem noi la internet, puneți-vă căștile, culcați-vă liniștiți, nu știu care program funcționează, aplicația, a doua zi veți vorbi limba chineză foarte bine. Din păcate nu s-a ajuns încă acolo și avem nevoie de această dozare, da? Să vedem în ce ordine se introduc niște lucruri, să adaptăm texte pentru a le simplifica lectura, pentru că dacă o să punem un copilaj de 15 ani care vorbește la un A2, să zicem româna, să citească direct Mircea Cărtărescu, cu siguranță va fi un eșec. Îmi cer scuze față de Mircea Cărtărescu, că i-am pomenit numele, dar m-am gândit că e un scriitor bun ca exemplu pentru un text literar mai sofisticat și mai greu accesibil non-nativilor. Aveți aici pagina noastră, care este comună și pentru departament și pentru Institutul Limbii Române ca limbă europeană, unde veți găsi rezultatele proiectelor noastre. Volume integral pot fi accesate gratuit, pentru că sunt rezultatul acelor proiecte europene, de pe acest site. Ultimul volum care a fost postat acum câteva zile este volumul conferinței noastre, care are loc din 2 în 2 ani, Discurs polifonic în română ca limbă străină, și îl găsiți de asemenea postat integral, inclusiv pe site-ul editurii Presa Universitară Clujană. V-am vorbit mai înainte, cât timp mai am oare? 5 minute, 10? Ca timp. Sigur, mai rămânem maximum 5 minute pentru că... Ca să știu cât de rapid să trec prin... Așa. V-am vorbit despre ideea de progresie. Ceea ce ne-a preocupat, cred că a fost cam 2004, Ioana, când am început aceste demersuri, a fost să încercăm să racordăm limba română la cadrul european comun de referință pentru limbi, că asta este la această oră, oricât de contestat ar fi de către unii, un fel de Biblie. Are nevoie să, e nevoie să vorbesc. A celor care predau o limbă străină, indiferent în ce context. Descriptorii de acolo au un caracter general, care este orientativ și este valabil pentru toate limbile. Misiunea specialiștilor, da, care predau o anumită limbă, este să descrie profilul specific fiecărui nivel din perspectiva sistemului acelei limbi.
Ce am încercat noi să facem prin această descriere minimală, unde am în calitate de coautor pe Ioana, Sonia, dar și pe colegele mele Dina Vâlcu și Lavinia Vasiu, a fost ca pe secțiuni, în tabele și cu exemple, vedeți că are o formulă foarte prietenoasă, să încercăm să organizăm pe niveluri acele formule prin care putem exprima anumite funcții comunicative, clasele gramaticale, tipurile de texte și așa mai departe. Nu voi intra în detalii. Având această descriere, am pornit la elaborarea acestui volum de teste pe care îl vedeți în partea de jos, cărămiziu, care sunt organizate pe nivelurile de competență. De ce? Pentru că tot mai mulți elevi sau vorbitori străini doreau să le eliberăm certificate de competență și asta a fost prima noastră încercare. Puteți să le folosiți, dacă doriți, în predare, însă nivelul lor de dificultate este puțin peste nivel, fiindcă noi am stat așa vreme de vreo 3-4 ani la aceeași masă în cabinetul nostru și tot am mutat mai sus, mai jos, mai sus, mai jos, încercând să calibrăm și să ne apropiem cât mai mult de ceea ce spunea cadrul european. Acum, dacă doriți modele de teste pe nivel, intrați pe roexam.com și acolo veți găsi modelele de test roexam, fără roexam, fără punct, fără nimic, .com. Da? Acolo veți găsi modele de teste pentru fiecare nivel. Veți găsi înregistrările audio, cheile exercițiilor, posibilitatea de a vă înscrie, deci absolut toate informațiile de care cineva are nevoie ca să poată participa la un asemenea examen. Atenție! Suntem singura instituție la această oră, împreună cu Institutul Cultural Român din București, formăm un consorțiu care eliberează certificate cu recunoaștere internațională. Da? Deci, indiferent unde se duce cu acest certificat, este primit fie la studii, fie la în orice alt loc de muncă. Apoi, manualele. Da? Avem manualul acesta din stânga, da? Manualul de A1-A2, tot așa cu Ioana am lucrat și cu Dina Vâlcu, un caiet pentru nivelul A1+, pe care l-am făcut cu a doua mea generație de studenți masteranți. Acesta este fără gramatică, doar pe activitățile comunicative. Apoi manualul de B1. Am dat un slide și acum. Acesta cu scările în centru, unde este Ioana autor cu Dina Vâlcu și Lavinia Vasiu, iar la B2 am lucrat eu împreună cu Diana Burlacu și Antonella Rieșan. Așadar, pentru primele 4 niveluri avem manuale de bază care la această oră sunt destul de cunoscute și folosite în toată lumea. Mai avem această carte de exerciții audio, din păcate, nu se mai găsește pe piață, dar oricum suntem mândre de ea pentru că a fost primul material destinat special ascultării. La ora la care noi l-am elaborat, nu exista practic un material de sine stătător cu asemenea exerciții. Și o noutate, nu mai știu dacă anul trecut sau acum 2 ani, am scos și România în 50 de povești pentru că studenții noștri ne-au cerut lecturi specifice sau potrivite pentru A1+. Și cum n-am putut să le recomandăm vreun scriitor de limba română care să scrie într-o microlimbă de A1+, am făcut noi niște povești. Aici sunt manualele pentru copii. Da? Avem Nino și prietenii lui, era pe vremea aceea clasa 0, da? Acum ar fi potrivit grupa pregătitoare. Avem alfabetul lui Hipodor, clasa a doua minorități. Avem un abecedar în versuri, alfabetul lui Oro, ăsta a fost gândit pentru nativ și cred că s-ar potrivi bine pentru copiii românilor din diaspora. Și mai avem clasele a treia și a cincea. Acestea sunt proiectele, nu insist, v-am vorbit despre el. Primul proiect are cele 6 volume, 3 axate pe procesul de predare, 3 pe procesul de evaluare și, repet, le găsiți pe site-ul Institutului Limbii Române, la partea de cercetare, cred,
dați click pe copertă și aveți volumele integral. Sunt suporturi de formare, atenție, nu sunt adresate direct copiilor. Cu toate acestea, în interiorul lor veți găsi și modele de unități didactice și analiză de manuale și așa mai departe, da? Al doilea proiect a fost axat exclusiv pe evaluare și aici văd că au dispărut niște coperte, tot 6 volume s-au făcut pentru ciclu primar, gimnaziu și învățământ liceal. Nu mai avem timp să insistăm asupra cuprinsului, dar aici găsiți grile pentru ascultare, grile pentru vorbire, grile generale, grile pe benzi. Tot felul de organizatori grafici care să simplifice înțelegerea unui text. De asemenea, avem o mulțime de modele pentru fișe de autoevaluare destinate copiilor, interevaluare destinate copiilor și evaluare destinate profesorilor. Da? Vedeți că este o listă foarte lungă, secțiuni de test, scenarii de evaluare și așa mai departe. V-am pus doar câteva mostre, nu le prezint mai în detaliu, ca să vedeți cum arată volumul, e și foarte prietenos și foarte colorat. Ce am încercat să facem prin toate aceste proiecte? Să asigurăm o bază teoretică fundamentală pentru toți cei care sunt interesați de domeniul achiziției limbii române ca limbă maternă sau nematernă, pentru că EVRO nu a specificat o diferență. În plus, Ioana cred că v-a pregătit o mostră, în cadrul acestor proiecte am realizat peste 100 de filme didactice. Acolo, dacă intrați pe site-ul video e-learning, video.elearning.ubb.cluj.ro, nu știu dacă se vede până la dumneavoastră, veți găsi nu numai filmele, ci și fișele de lucru asociate. Uneori, aceeași temă, să spunem, la piață, da, are chiar 3 fișe de lucru care pot fi descărcate direct și puse pe masa elevului. Așadar, ceva materiale s-au făcut, totul este ca dumneavoastră să vă orientați cât mai bine în aceste materiale, cunoscându-vă, cunoscând nevoile elevilor dumneavoastră și să selectați de acolo ce considerați că este mai potrivit pentru ei. Da? Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă stau la dispoziție cu orice întrebări. Îmi pare rău, am zis că nu vin să vorbim despre noi, dar până la urmă, ca să ne puteți pune întrebări, cred că era nevoie de trasarea acestui cadru orientativ general și apoi, în funcție de ceea ce v-am spus, așteptăm întrebările dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi foarte mult, doamna profesor. Într-adevăr, informații punctuale, clare, relevante și materiale, adică, iată, poți pune mâna la nevoie pe astfel de manuale. Mă gândesc că pentru aceia dintre dumneavoastră sau pentru românii din străinătate, fondatori sau coordonatori de școli de limbă română, fie ele și școli de duminică, parte importantă din prezentarea dumneavoastră poate să funcționeze ca o bază extraordinară de lucru. Revin imediat la dumneavoastră, doamna Sonea. Este împreună cu noi și domnul Florinciu Hodaru, inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Județean Iași. Mă gândesc că în completarea a tuturor ideilor pe care le-a pus pe masa dezbaterii doamna profesor, punctul dumneavoastră de vedere aici, acum, în contextul în care sesiunea a doua de bacalaureat e deja în desfășurare, puteți veni cu reacții la cald, domnule profesor, vă rog. Sărut mâna, mulțumesc tare mult pentru invitație, bună ziua tuturor. Într-adevăr, așa este, m-am deslipit de o activitate pe care o realizam în colaborare cu reprezentanții Ministerului, având în vedere că de luni începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului, aveam tragerea la sorți a președinților, sper să nu mă tragă nimeni de urechi, că am vrut să fiu prezent și aici. Este o mare onoare pentru noi, cei care reprezentăm FMR, Inspectoratul Școlar Județean Iași, să participăm la astfel de dezbateri, mai cu seamă că în ultimii ani, cel puțin începând, eu cred că mai accentuat din timpul pandemiei, Inspectoratul Școlar Județean Iași gestionează aproximativ 500 de, să spunem, situații ale elevilor care revin în România. Însă aș vrea să deschid o scurtă paranteză ca să știți ce înseamnă Inspectoratul Școlar Județean Iași.
înseamnă un număr de aproximativ 130.000 de elevi. Suntem cel mai mare județ al României din această perspectivă, după municipiul București. Înseamnă vreo 12.000 de cadre didactice, înseamnă performanță, înseamnă dăruire, înseamnă implicare, înseamnă un efort susținut. 7 zile din 7, noi nu avem vacanță, noi suntem în slujba celor care ne-au așezat acolo și credem noi că am reprezentat, acum scuzați-mi lipsa de modestie, am reprezentat cu mare cinste Iașul la nivel național și nu numai. Acum, revenind la tema dezbaterii de astăzi, aceasta este destul de provocatoare, dar și destul de dificilă, întrucât, așa cum spuneam, încă din vremea pandemiei și ulterior, după izbucnirea conflictului din Ucraina, avem de gestionat mai multe aspecte ale celor care vin să ne ceară ajutorul, cu ghilimele de rigoare, evident. În acest sens, și având în vedere ultimele modificări legislative, am fost sprijiniți de către autoritățile centrale să organizăm cursuri de acomodare cu limba și civilizația românească 2 ore pe săptămână. Am făcut acest lucru pentru cei care au solicitat aceasta, respectiv pentru elevii reveniți din Italia, Spania, Franța, Qatar și Iran. Pare curios, dar avem și elevi care au revenit acasă împreună, evident, cu familiile lor din Iran și au solicitat să urmeze asemenea cursuri. Să știți că nu este ușor, așa cum a spus și antevorbitorii noștri, nu e ușor să-i reintegrezi pe acești copii în învățământul preuniversitar românesc. Însă, slavă Domnului că la Iași se face un lucru deosebit. Aici eu mă refer unde cunosc, în învățământul preuniversitar, evident și în cel universitar. Dar la nivelul învățământului preuniversitar am beneficiat de o atenție sporită din partea Ministerului Educației, în sensul în care în ultimii ani am primit un număr important, spun eu, de posturi pentru consilierii școlari. Consilierul școlar este cel care asigură, dacă vreți, trecerea de la familie către școală. De foarte multe ori, acești copii care au revenit acasă s-au adresat consilierului școlar și grație implicării consilierilor școlari lucrurile au început să se miște. Nu tot timpul putem să vorbim de reușite. Acum, na, nu toți sunt la fel și probabil că acesta este farmecul vieții. Însă noi nu abdicăm de la, de la misia pe care o avem și avem speranțe că vom duce la bun sfârșit și vom reintegra pe toți cei care au decis să se reîntoarcă acasă. De altfel, ne propunem ca în anul școlar, care stă să înceapă pe 1 septembrie, să organizăm astfel de cursuri pentru a răspunde nevoilor copiilor atât refugiați, că trebuie să-i încadreze și pe aici, cât și celor remigranți. Până la urmă, cu toții au dreptul la educație. Vreau să vă mai fac o mărturisire. Exact cum spunea doamna profesor, cred că despre ceea ce v-ați propus să discutați aici se poate discuta cel puțin 2 săptămâni, dacă nu mai mult. Mie tare îmi pare rău că perioada nu prea ne ajută. Nu vreau să dezvolt subiectul. Poate vă gândiți pe viitor, undeva în început de septembrie, parcă ar fi altceva. Dar vom vedea. Nu, era doar o propunere, nu era neapărat o recomandare, cum folosim noi termenii la Inspectoratul Școlar Județean Iași. În fine, să știți că am găsit în mod constant înțelegere, pentru că acești copii urmează un traseu. Vin la nivelul inspectoratului, la noi, la inspectoratul școlar, acolo sunt trimiși la persoanele care răspund în mod strict de destinul acestora, se caută o unitate de învățământ, unitatea de învățământ, evident, noi căutăm să îi trimitem acolo, în acele școli care ar putea cu adevărat să le ofere un sprijin. Am întâlnit și situații în care copilul nu s-a acomodat. Asta nu înseamnă că l-am lăsat pe din afară. Ne-am gândit să ne ducem către altă unitate de învățământ. Există, să știți, că o grijă constantă și am manifestat mai mult decât înțelegere față de familiile acestor copii. Din păcate, uneori întâmpinăm greutăți, mai cu seamă pe relația cu copiii refugiați din cauza războiului din Ucraina. Aici este o problemă majoră, nu e neapărat tema conferinței de astăzi, dar, repet, trebuie să-i tratăm pe toți în mod egal.
În rest, ce să vă mai comunic? E mult de lucru. Eu sunt profesor de istorie și v-aș spune, nu e neapărat un secret, un gând al meu. Eu aș vrea ca în fiecare an nu 500 de copii de români aflați în străinătate să revină în județul Iași, să vină 5.000, că avem forța să populăm toate școlile din județul nostru și să-i reprimim pe toți românii acasă. Eu cred că asta este șansa României și cred că după 30 de ani de exil autoimpus, trebuie să tragem un semnal de alarmă, evident și prin intermediul dumneavoastră, că România este pregătită să-i reprimească acasă pe toți românii. Că vorbim de copii, că vorbim de adulți și închei, prin a vă mai spune un gând, eu sunt și consilier local și primăria municipiului Iași a făcut tot ceea ce a stat în putință să modernizeze unitățile de învățământ preuniversitar, să ofere condiții comparabile cu cele din Germania, din Anglia, din Spania și nu văd niciun motiv ca acești copilași ai noștri, ca acești români să revină acasă. Prin urmare, dragi români, reveniți acasă. România este pregătită să vă primească cu brațele deschise, iar dumneavoastră vă doresc să aveți parte de zile frumoase la Iași, că am văzut că sunteți și din țară veniți aici și pe mine, dacă la un moment dat o să mă retrag să-mi văd de bacalaureat, să mă scuzați. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o zi frumoasă. Mulțumim foarte mult, mulțumim domnule profesor Florin Ciuhodaru, inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Județean Iași. În continuare a ideilor pe care le-a lansat domnul Ciuhodaru, mă gândesc că puteți veni dumneavoastră, doamna Ioana Sonea, lector universitar doctor, Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, în ideea de a găsi poate în România locul bun pentru viitorul copiilor românilor din comunitățile de români din străinătate. Fie că aceștia revin cu totul acasă, fie și doar scenariul acesta și anume copiii să găsească în România un loc bun pentru studii, de ce nu liceale, studii universitare și mai departe o carieră. Bine, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitația la Iași. Chiar discutam ieri cu Elena plimbându-ne seara prin centru, că de fiecare dată când revenim e tot mai frumos. Și mă gândeam, acum ascultând discuțiile de mai devreme, că România începe să devină un spațiu în care tot mai multă lume vrea să locuiască și în cazul celor plecați dincolo, nu doar datorită nostalgiei, ci realmente pentru că orașele românești devin tot mai tentante și pentru românii plecați dincolo, dar cred că și pentru orice fel de persoană provenind din diverse țări, culturi și așa mai departe, sunt tot mai atractive, tot mai frumoase, oferă tot mai multe posibilități. De asemenea, voiam să mulțumesc domnului inspector că a demontat încă o dată mitul acela al profesorului care lucrează 4-5 ore pe zi și are jumătate de an vacanță. Se pare că n-are deloc vacanță profesorul, dar bine că suntem pasionați de ceea ce facem. Bun, acum aș vrea să reiau discuția de unde au lăsat-o colegii mei, atât Elena Platon, cât și intervențiile de dinainte și mă bucur că mi-au ridicat cumva mingea la fileu. Un punct pe I pe care l-au pus cei doi psihologi la începutul discuției a fost legat de implicarea copilului, adolescentului, depinde acum la ce nivel vorbim, în luarea unei decizii, în cazul respectiv s-a discutat despre decizia de a pleca din țară sau decizia de a reveni în țară, eu mă voi referi la cursul de limba română și voi spune că și în situația cursurilor acestora punctuale, în care vizăm în primul rând îmbunătățirea nivelului de limbă, cursantul, elevul, studentul, indiferent despre cine vorbim, trebuie să fie implicat și informat asupra scopului, direcției și așa mai departe. Acum, sigur că noi avem o activitate, Elena a rezumat pe cât s-a putut activitatea noastră destul de îndelungată, să spunem și bogată. Aș începe așa cu câteva, cu o justificare.
Noi am început pe româna ca limbă străină. Acesta a fost domeniul nostru restrâns. Când am creat manuale, am întrebat de ce ar fi necesar în acest domeniu. Ni s-a zis manuale. Am creat manuale, am creat teste și așa mai departe. Apoi au venit profesorii care predau româna minorităților naționale și au zis da, dar contextul nostru e diferit. Noi lucrăm cu copii, nu sunt străini, sunt minoritari. Bine, am creat cursuri de formare, am creat manuale specifice pentru acest context. Apoi au venit profesorii care predau româna românilor din România. Bine, dumneavoastră predați română ca limbă străină, predați româna ca limbă nematernă minorităților, dar noi predăm limba română românilor. Am creat cursuri de formare, am creat materiale, am creat grile de evaluare. Acum ne găsim într-un context nou. Vin profesorii din diasporă care spun: voi predați limba română ca limbă străină, româna ca limbă nematernă, româna ca limbă maternă, dar noi avem un context cu totul special. Din punctul nostru de vedere, contextul este diferit, publicul cu care lucrați este diferit, însă aceste granițe între româna ca limbă maternă, nematernă, străină, româna ca limbă vorbită în diaspora, să spunem, etnică, limbă etnică, acum nu ne-am hotărât foarte încă definitiv asupra termenului pe care vom folosi, granițele acestea nu sunt atât de stricte. Sunt niște principii generale care ghidează învățarea unei limbi și cred că de acolo ar trebui să pornim. Asta este prima observație. A doua observație este că, acum privind în urmă, mi-am amintit de metafora asta care a devenit deja un clișeu al celui care stă înfometat pe marginea unui râu sau pe marginea mării și îți cere pește. Și cea mai bună variantă este nu să-i oferi pește, pentru că peștele îl va mânca și mâine va fi din nou flământ, ci o undiță, și să-l înveți să pescuiască. Și atunci, de un pic de timp, ne-am concentrat mai puțin pe elaborarea de materiale didactice, deși acesta este primul lucru pe care ne-l cer inclusiv profesorii din diaspora, avem nevoie de manuale, și am mers mai mult pe ideea aceasta de formare profesională. Și acum eu o să trec foarte rapid, mi-am intitulat prezentarea Limba română în diaspora, un scurt itinerar, pentru că aș vrea să trec cât se poate de rapid prin etapele. S-a vorbit de necesitatea aceasta de a încuraja învățarea limbii române, s-a vorbit un pic despre filozofia din spate, despre atitudine, nevoi, obiective, dar eu aș vrea un pic să trec și la chestiuni mai concrete. Realmente înțelegem că trebuie să predăm româna, că e necesar, că e un element care le conferă identitate, dar ce facem de aici încolo? Și al treilea lucru, și apoi o să trec rapid prin slide-uri, ar fi trei povești legate de limba română vorbită de copiii din diaspora. Prima poveste vine dinspre verișoara mea, mai precis fiul ei, și ea e implicat în această conferință, care a plecat în Franța când era foarte mititel și își petrecea frecvent vacanțele în România, și la un moment dat, pe la 3-4 ani, era la Zalău, la bunicii lui, se uita la desene animate și remarcă uimit așa: bunice, frumos e în România și desenele animate vorbesc ca mine. A doua poveste vine dinspre mama mea, m-a sunat ieri pentru că știa care e profilul conferinței la care vin la Iași și mi-a vorbit despre un alt caz, o fetiță din satul bunicilor mei, care a plecat pe la 3 ani în Germania și a revenit acum după 10 ani și mama a purtat o conversație cu ea și zice, ca să o încurajeze: Taixi, acum e în Germania, m-au zis că oamenii sunt foarte buni. Și fetița s-a gândit un pic și a zis: oamenii poate că sunt buni, dar copiii... Și și-a acoperit inima. Și un al treilea caz, mai optimist de data aceasta, vine din activitatea mea didactică. Cred că, da, era în urmă cu vreo 10 ani, când cei care se întorceau să studieze la nivel universitar în România erau mai puțini, dar totuși atunci începea să fie vizibil fenomenul. Un student la Politehnică urma un curs Erasmus împreună cu studenții noștri avansați, pentru că el era vorbitor de limba română, pentru a-l ajuta un pic, era înscris la secția română, era fluent de altfel, dar avea nevoie un pic să-și îmbunătățească nivelul de limbă. Și foarte simpatic îl întreb în primul curs: ce ți se pare diferit în România la universitate? Și a zis: păi eu sunt la Universitatea Tehnică, acum noi venim de la Cluj, din Ardeal, așa că o să înțelegeți culoarea locală. Băiatul avea bunici într-un sat pe lângă Cluj și zice: e bine, e diferit un pic, pentru că la noi sunt doar băieți la
Politehnică. Dar aici, când am intrat în sală, plin de muieri. Bineînțeles că am început să râd, ce nu așa se spune. Nu așa se spune, sau mai precis, nu se mai spune așa. Bun, și cred că în primele două povestioare avem de-a face cu copii pentru care limba reprezintă un element de identitate, de care trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. În al treilea caz, băiatul avea deja identitatea formată, era atât român cât și neamț din punctul lui de vedere, dar tehnic avea nevoie de o limbă actuală. Nu toți, dar cei mai mulți dintre copiii care sunt plecați de ceva timp în diaspora vorbesc o română extrem de colocvială, învățată mai ales la bunici, și apoi vin să se înscrie în sistemul universitar. Cele două variațiuni ale limbii nu se suprapun întru totul. Bun. Și acum am promis un scurt itinerar. De unde pornim, care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem și care sunt provocările. Da, și am propus o metaforă din nou, profesorul de limba română, dar și creatorul de programe, pentru că nu vorbim doar de profesor, unii de manager educațional și așa mai departe, e un arhitect de vise, am pus acolo o imagine din filmul Inception, nu știu dacă îl recomand, e destul de pesimist, dar mi-a plăcut foarte tare imaginea aceasta a creatorului de vise, arhitectului de vise. E un filmuleț, zicea Elena, că o să vi-l prezint, dar n-aș vrea să mă întind, dacă îmi rămâne timp la sfârșit, l-am deschide pentru și ca să ne destindem. Da. Și care ar fi etapele procesului de design educațional? Întotdeauna se pornește de la filozofia educațională. O să o descriu foarte pe scurt și o să fac și niște sugestii, da, legate de care ar trebui să fie. Apoi ar trebui să ne stabilim obiectivele, apoi metodele care decurg, desigur, din obiectivele pe care le urmărim, apoi conținuturile și abilitățile pe care vrem să le dezvoltăm și, bineînțeles, o să vorbim de evaluare. Vă spunea Elena mai devreme că avem acele teste acreditate alte. Vreau să vă spun că în ultimii ani cele mai populare, și vorbim acum de populație externă, de cei care sunt interesați din afară să dea testul nostru, cele mai populare teste sunt cele de la nivelul C1. Oare de ce? Pentru că cei mai interesați de testele noastre sunt copiii români din diaspora. De exemplu, în Spania, asta este un exemplu mai recent și de asta îmi vine în minte, dar în mai multe țări europene situația e la fel, au nevoie de un certificat de competență lingvistică și atunci ei își iau certificatul de competență lingvistică pe limba română. Și prin urmare, chiar dacă inițial testele noastre n-au fost gândite special pentru ei, se pare că au devenit publicul nostru cel mai numeros și cel mai interesat. Apoi, bineînțeles că în acest proces de planificare educațională, de design educațional, există și câteva provocări. Din discuțiile multiple cu profesorii care predau româna în diaspora, am înțeles că provocările țin în special de aceste patru elemente, de coerență. Cei mai mulți profesori simțeau că nu știu care e pasul următor, ce predau, de ce predau, cum, în ce ritm, din ce cauză, cu ce scop. Apoi, care sunt conținuturile? Variază de la desenăm și completăm la citit de Cărtărescu. Apoi, care sunt beneficiarii și cum îi putem pe ei implica în acest proces de design educațional și mai ales, punctul 4 foarte important, care este relația cu lumea reală. Pentru că avem tendința să predăm, nu zic doar limba română, ci orice, în clasă, ca obiect și copiii sistematic nu văd legătura între ce se întâmplă în clasă și ce se întâmplă în afara clasei. Până când nu vom fi capabili să explicăm exact contextul în care ceea ce au învățat în clasă se poate aplica, ei nu vor înțelege, nu se vor considera participanți în procesul acesta, vor fi pasivi, iar rezultatele noastre vor fi doar aproximative. Pe slide-ul acesta am pus câteva provocări suplimentare în cazul celor care predau româna în diaspora, dar și în cazul celor care se ocupă de predarea limbii române, copiilor care revin în țară. Situația este la fel de complicată și acolo.
lucrează cu grupe eterogene ca nivel, de la copii 100% fluenți în limba română până la copii care pot schimba două vorbe, apoi sunt eterogene nu doar ca nivel, sunt eterogene de multe ori ca vârstă, deci interesele lor, abilitățile lor cognitive sunt diferite. Apoi, obiectivele lor sunt diferite. Unii copii vor să învețe română pentru că îi ajută să discute la școala duminicală în comunitățile de acolo. Alții vor să învețe română ca să se poată înțelege cu bunicii de acasă. Alții învață română pentru că vor să revină și să se înscrie la școală aici sau la universitate. Obiectivele sunt peste tot, în toate direcțiile. Altă provocare, motivația, nivelul. Unii sunt extrem de motivați, alții din potrivă. Părinții sunt motivați, copiii din potrivă au o rezistență. Nu doresc să fie altfel, nu doresc să reprezinte o minoritate, doresc să se încadreze acolo unde sunt, în mediul lor. Apoi, la fel atitudini, apoi pregătirea profesională a profesorului. Unii sunt profesori de limba română, unii sunt profesori de altceva, unii nu sunt deloc profesori, ci au trecut printr-un proces de convertire profesională. Fiecare dintre aceste categorii, din punctul meu de vedere, poate fi calificată. Nu cred că trebuie să fii profesor neapărat de limba română, dar sigur că dacă ești, îți asigură niște avantaje. Însă, în funcție de pregătirea ta profesională, ai nevoie de un tip de formare profesională. Dacă predai română, bineînțeles. Da? Unii vor avea nevoie pe partea de metodă, unii pe partea de conținuturi și așa mai departe. Apoi, contează limba țării gazdă. Aici sunt, deja a vorbit Elena despre tezele de doctorat pe combinația aceea de română și franceză, română și spaniolă, pe care o vorbesc românii din diaspora. Influența țării gazdă asupra limbii române. Și apoi, bineînțeles, climatul cultural și atitudinea față de pluriculturalism în țara gazdă. Sunt unele țări în care se încurajează pluriculturalismul și plurilingvismul. Da? Atunci statele respective, Germania, nu știu, sponsorizează programe, da, pentru păstrarea acestor limbi etnice. Sunt unele țări în care, din potrivă, atitudinea este mai puțin pozitivă. Și atunci profesorul trebuie să învețe câteva mijloace de contracarare a acestor tendințe. Da? Dacă sunt negative, dacă sunt pozitive, să le încurajeze. Acum, dacă situația, vorba lui Caragiale, din această dilemă nu putem ieși. Eu cred că pe undeva ar trebui să găsim o cale să ieșim. Eu am pus acolo o mică observație cu foarte deschis fontul. Învățarea unei limbi reprezintă un sistem dinamic complex și am pus dedesubt o hartă cu starea vremii. Cineva a folosit această metaforă și mi-a plăcut foarte mult. A zis că a încercat să vorbești despre nivel și să proiectezi cursurile de limbi pe o perioadă îndelungată de timp este asemănătoare cu efortul de a prezice starea vremii. De ce? Se pare că pentru 2-3 zile, până la o săptămână, până la 10 zile, poți face niște predicții destul de bune. Însă, după ce treci de 10, 2-3 săptămâni, vedeți că sunt tot mai aproximative, iar uneori se greșește foarte tare. Și de ce? Pentru că atât în învățarea unei limbi, cât și în cazul stării vremii, sunt implicați foarte, foarte mulți factori. Vânt, nu știu, se mișcă un val în Atlantic, nori, sunt foarte, foarte mulți factori. Și atunci când ai un sistem complex care mai este și dinamic, e foarte greu să faci proiectare pe termen lung. La fel și la limbi. Gândiți-vă câți factori sunt implicați. Profesorul, elevul, limba țintă, limba maternă, atitudinea, starea psihologică, starea economică, climatul clasei, chimia grupului, chimia pe care o au cu profesorul. Sunt nenumărați acești factori și atunci e foarte, foarte greu. Atât de greu cum e, eu cred că totuși e posibil. Și aceștia ar fi pașii pe care ar trebui să-i parcurgem. O să iau pe rând, nu o să mă refer la toți, pentru că ultimele două secvențe sunt extrem de specifice, nu intrăm în detalii de genul acela, dar mă voi referi la primii trei pași și o să încerc să vă indic exact unde și cum găsiți răspunsul pentru fiecare etapă. Prima etapă este stabilirea unei filozofii educaționale. Da? De ce? Cum? Ce înțelegem prin limbă, ce înțelegem prin învățarea limbii și așa mai departe. Al doilea pas este conturarea unui curriculum.
a unei programe, așa cum avem, de exemplu, programele pentru limba română, ca limbă maternă sau limba română ca limbă nematernă, elaborate de Ministerul Educației, ar fi bine să avem și un curriculum pentru româna predată copiilor din diaspora sau copiilor reveniți acasă. E greu de făcut. Chiar și acum am permis o observație, și programele sunt extrem de, cele care există pentru alte situații, alte contexte, sunt extrem de vagi. Eu v-aș propune niște variante puțin mai concrete. Apoi, cum elaborăm un silabus, ajungem la conținuturi și așa mai departe. Legat de filozofia educațională, aș vrea să recomand două surse. Prima sursă vine de la Wiggins și McTighe și se numește Understanding by Design sau Backward Design. Sună așa sofisticat, dar într-un minut îl explic. Și a doua sursă, cadrul european comun de referință. În cazul limbilor, avem marele avantaj că acest curriculum este deja creat. Nu avem de lucru foarte mult. Putem să preluăm de acolo, adaptând, adăugând, bineînțeles, dar el există. Nu o luăm de la zero ca în cazul altor discipline. Ce înseamnă backward design? Și am pus aici trei posibilități, trei tipuri de atitudini pe care le putem avea în predarea unei limbi. Putem avea o predare orientată pe acoperire de conținuturi, cea cu care suntem noi obișnuiți. Profesorul vine și spune, în acest modul vom studia substantivul, adjectivul, vocabular despre casă, vocabular despre haine, vocabular despre... Da, e o decizie a profesorului, elevul nu e consultat sau cursantul, își urmează profesorul, bazat pe încredere și ajunge sau nu ajunge la standardul pe care profesorul îl fixează. Chiar dacă noi zicem că e o abordare învechită, dacă ne studiem cu mare atenție activitatea, ne vom regăsi foarte mulți dintre noi, e foarte, foarte greu să te desprinzi. Al doilea tip... Predarea orientată spre activități. În cazul celor care predau română în diaspora, mai ales în cazul școlilor duminicale, de exemplu, nu există această presiune a examenului, nu există presiunea bacalaureatului, nu există presiunea beneficiarului, nu îți cere nimeni un sistem de testare sau un test la finalul nivel. Și atunci profesorul pornește de la organizarea fiecărei lecții, în așa fel încât să fie cât mai distractivă, să-i atragă pe elevi, să fie amuzant și în momentul în care ești relaxat, lecția e amuzantă, cu ceva tot te alegi, adică înveți până la urmă ceva, dar nu există această presiune externă a nivelului. E drăguță această abordare, merge la centrele de limbi, merge la școlile duminicale, însă eu aș zice că cea mai bună abordare ar fi aceea orientată spre rezultate, adică un backward design. Nu pornesc de la conținut, pornesc de la care e rezultatul pe care îl urmăresc și de acolo vin spre activități și atunci de ce e bine? Pentru că, de fapt, creierul așa este învățat să învețe. Dacă știe spre ce se îndreaptă, să vă imaginați că e ca o hartă. Dacă copilul este informat, uite, asta urmează să facem în acest modul, în permanență, oră de oră, modul de modul, spre asta ne îndreptăm, creierul este mai dispus să învețe. Nu este într-un întuneric, nu-și urmează pur și simplu profesorul, ci are cumva și autonomie în învățare și își poate căuta sursele și în afara clasei. Bun. Deci asta este, bineînțeles, noi mergem pe a treia variantă. Nu o să intru în detaliu. Mă opresc doar la acest slide și apoi o să trec rapid prin celelalte. E, poate că vi se pare un pic pe dos, de aceea se și numește backward design, da? Începem cu identificarea rezultatelor, apoi mergem la evaluare direct. Noi suntem obișnuiți să facem predarea și evaluarea la sfârșit. Nu. Zicem, acestea sunt rezultatele pe care le urmărim, cam care ar fi dovezile posibile că aceste rezultate au fost atinse. Și vin cu lista de dovezi. Acolo noi am recomanda o evaluare autentică în care punem pe cursanții în situația de a comunica, dar și evaluarea aceasta didactică, teste și așa mai departe. Dar întâi începem cu rezultatul, continuăm cu evaluarea și abia apoi planificăm experiența de învățare în funcție de ceea ce am constatat. Bun, aici e tot o metaforă cu condusul, da? Deci dacă rezultatul urmărit este să putem conduce într-un oraș cu șoferi foarte agresivi, cred că la Iași sunt ceva mai calm decât la Cluj, nu știu, poate că nu.
Atunci avem nevoie de dovada că aceștia se pot descurca în context specific în care condusul defensiv e necesar și, prin urmare, activitățile de învățare ar trebui să fie acestea, da? Dezvoltarea simțului umorului, meditație și așa mai departe. E o metaforă, desigur. Bun, nu mai insist, doar vă reamintesc că acest cadru european comun de referință reprezintă un astfel de model de design. El ajută cumva la rezolvarea acestor dificultăți pe care le-am enumerat mai sus, lipsa de coerență, definirea conținuturilor, lipsa de atenție acordată studentului sau elevului și lipsa de orientare către nevoile lor reale. Deci rezolvă toate aceste probleme, doar că e un document extrem de stufos prin care trebuie să-ți faci cumva, să-ți găsești direcția. Bun. Merge foarte frumos, dacă vedeți, aceasta este un fel de schemă care rezumă tot conținutul cadrului. Pe activitățile de comunicare, receptare, interacțiune, producere și mediere, se continuă cu competențele de care avem nevoie pentru a face aceste activități și, sigur, de competențe mai generale și de strategii. După ce am rezolvat această zonă de filozofie educațională, vom continua cu curriculum, unde se vor defini efectiv obiectivele. Și apoi cu silabusul. O sursă foarte bună pentru definirea acestor obiective generale o reprezintă cadrul european comun de referință, descrierea minimală și am adăugat eu acolo core inventory, pentru engleză este și pentru franceză, documentul respectiv, ca sursă de inspirație. După ce ne-am stabilit aceste obiective generale, urmează ca apoi să le negociem cu grupul sau cu beneficiarii, dacă sunt copii foarte, foarte mici. Deci obiectivele le găsim în cadru și am arătat acolo de unde exact, în care scale, în care tabele din cadru găsim obiectivele respective, apoi le negociem cu studenții, elevii, cursanții, părinții, depinde cu cine discutăm, da? Printr-o analiză de nevoi extrem de riguroasă, eu predau un curs la masterat de design educațional și în fiecare an avem profesori care predau român în diaspora sau au intenția să facă lucrul acesta. Și anul acesta, de exemplu, am avut o studentă din Franța, de fapt a revenit în țară de ceva timp, însă a realizat o analiză de nevoi foarte, foarte bună pentru copii, adolescenții din Franța care încearcă să învețe limba română. Analiza de nevoi se face înainte de începerea cursului, chiar la începutul cursului și pe parcurs. Aici doar am dat câteva exemple, da? Deci trebuie să identificăm nu doar nevoile pe care le percep ei, cât și care e profilul curent al cursantului, divers, cum am spus mai devreme, și sigur că putem face chestionare, interviuri structurate, observație directă și așa mai departe. Și am dat aici un cap de tabel. Ea a lucrat pe acest sistem, de exemplu. Estimați relevanța următoarelor abilități, de la 1 foarte scăzută la 4 foarte ridicată. Eu, ca profesor, îmi iau descriptorii din cadru, din descrierea minimală, îi pun în tabel pentru modulul pe care îl vizez și apoi discut relevanța acelor descriptori cu grupul, dacă sunt capabil să iau decizie, dacă nu, cu beneficiarii indirecți, cu părinții. După ce am tăiat de pe listă ceea ce se consideră atât de profesor prin negociere cât și de grup că nu este relevant, obțin obiectivele grupului. Acele obiective ale grupului se imprimă, se afișează în clasă și se bifează obiectiv cu obiectiv de fiecare dată când lucrăm pe acel obiectiv, în așa fel încât atât profesorul cât și colaboratorii, dacă există, cât și elevii, studenții, cursanții, să înțeleagă unde sunt, cât au parcurs, de ce, spre ce se îndreaptă, cât a mai rămas. Da? Deci asta este. Noi pentru asta am făcut niște postere, o să pun la dispoziție toate materialele pe care noi le avem, niște postere pentru receptarea mesajului scris oral, pe care nu mai trebuie să le imprimați pe un format A3, să fie puțin mai mare și să bifați zi de zi activitatea pe care ați vizat-o. De exemplu, știe să citească articole, știe să citească instrucțiuni, știe să înțeleagă și așa mai departe. Da? Pentru că sunt și
da. Colegi care ne așteaptă în online cu întrebări. Da. Aș, okay. Vă rog da. Frumos, aș vrea să rezumăm puțin pentru, da. Pentru a răspunde și punctual. Da. Și sigur că în triunghiul respectiv, ultimul punct este materialele. Nu întâmplător am lăsat materialele la final, Elena a vorbit deja despre ele. Doar o mică observație vreau să vă fac aici legat de materiale. Eu cred așa că materialele intră în trei categorii. Un test de plasare sănătos și serios, manuale și materiale, Elena a prezentat deja ce există și sigur că e nevoie pentru fiecare curs, indiferent despre ce vorbim, de materiale noi adaptate grupului. Nu vă puteți, nu cred că poate imagina cineva că vom crea niște manuale care vor fi valabile și perfect aplicabile în orice context. Însă, vă rog să vă uitați la aceste materiale pe care noi le avem deja, ca la niște, cum e și cadrul, se numește Cadrul European Comun de Referință. Sunt niște materiale de referință. Ele trebuie să reprezinte un soi de inspirație pentru profesori. Nu sunt cărți de bucate, da? Cărți cu rețete, în care știm că trebuie să punem 400 de grame de... Știți cum sunt rețetele acestea? Mai nou, aseară, am avut o discuție foarte lungă despre ce trebuie să mâncăm, cum trebuie să mâncăm, câtă proteină, câtă... Toate aceste recomandări se încheie cu, vă rog, să consultați doctorul de familie. Adică, până la urmă, profesorul la clasă este cel care va lua decizia finală. Toate aceste materiale sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă rugăm să le folosiți ca parte de, ca, să zicem, element de referință. Însă decizia, sigur, că trebuie să fie la profesorul din clasă. De aceea, recomandarea mea finală este să ne asigurăm, în primul rând, că profesorul este bine format. Toate țările europene care au rezultate foarte bune în educație sunt țările nu care au cele mai bune teste de bacalaureat, sunt țările care n-au deloc teste de bacalaureat, însă au profesori, unu, bine plătiți și, doi, bine formați. Deci, profesorul este centru, formarea profesorului este centru. Elena va prezenta câteva variante, avem cursuri de formare, masterate și așa mai departe, dar vă orientați spre masteratele pe care le considerați necesare, dar aceea este recomandarea finală și cea mai importantă. Mulțumim. E o colecție de materiale, manuale, nu vi le mai arăt, dar cred că le putem pune la dispoziția participanților ulterior. Mulțumim foarte mult, mulțumim frumos. Înțeleg că sunt și întrebări de la cei care ne urmăresc online. Cum reușim să identificăm? Vorbește cel care vrea să întrebe ceva. Domnul Cohal? Bună ziua, da, mulțumesc. Bună ziua, bună ziua. Vă vedem, da. Vă și mulțumesc, auzim. Dacă se poate, volumul puțin mai ridicat ar fi extraordinar. Mă voi apropia de laptop. Bună ziua, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul pentru o scurtă întrebare. Aș vrea să adresez această întrebare domnului consilier și care face parte din domnul Ciuhodaru, care face parte din inspectoratul Ișean, dacă este în sală. Aveți o întrebare pentru domnul Gulei? Nu, pentru domnul Ciuhodaru. Pentru domnul Ciuhodaru nu mai este în sală domnul inspector școlar. Sunteți, domnule Ciuhodaru? Eu nu-l mai văd. Este? Nu mai este în sală. Înseamnă că însăși lipsa dumnealui din sală mi-a răspuns la întrebare și că a răspuns multor specialiști și nespecialiști la eventuala mea întrebare, da? Lipsa dumnealui este greitoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos! Într-adevăr, nu e foarte clar sonorul, nu ne ajută nici volumul, nici claritatea. Dacă se poate, pentru următoarele legături să ne auzim mai bine. Dacă mai sunt și alte întrebări, și vă rog. Cred că cel mai simplu ar fi să veniți dumneavoastră la microfon. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Am înțeles că sunt programe de formare în special pentru masterat, dar să imaginăm cazul școlilor de weekend, unde sunt persoane voluntare care nu își pot dedica așa de mult timp pentru a veni pentru un masterat. Ar exista posibilitatea de a
pune la dispoziția acelor persoane un fel de formare, inițiare, în zona domeniilor care le-ați prezentat adineauri, nu știu, online, într-o formă mai accesibilă unui public mai larg. Da, vă rog, vă rog. Și pentru filmare, sigur că da, ne ajută. Cred că cel mai simplu ar fi, da, să ajungem la locul faptei, ca să zic așa. După cum spuneam, cele două posibilități de formare pe care le oferim la această oră sunt, unu, programul complet de masterat, la care până acum am avut și profesori din afara granițelor, dar și profesori din secuime, deci persoane care nu locuiau la Cluj. Din aceste rațiuni, accesul la cursurile teoretice este asigurat pe Zoom. Avem 4 laboratoare lingvistice super dotate cu tehnologie care permit oricare persoane care se află la distanță să audă și ultima șoaptă pe care o fac studenții din ultimul rând, să spunem. Deci se aude absolut tot ce se discută în sală, fără nicio problemă. Pentru partea de cursuri practice, de seminare, la noi întotdeauna există, la majoritatea disciplinelor, cam 50%, nota este asigurată din realizarea unui portofoliu, pentru că ne dorim ca la finalul celor 2 ani de masterat, mai ales cei care sunt profesori, dar și viitorii profesori, să plece cu niște materiale foarte consistente care să-l ajute în cariera didactică. Prezența este absolut obligatorie doar în cele 2 sesiuni de examene, deci examenele nu se pot da online. Programul este foarte flexibil, în general, profesorii stabilesc orarul în funcție de dorințele și posibilitățile cursanților. Tocmai de aceea, majoritatea cursurilor sunt de la 4 la 8 seara. Da? Cea de-a doua posibilitate o constituie cursurile de formare la cerere. Pe site-ul Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană, v-am dat link-ul mai înainte, avem oferta pe partea aceasta de formare. Avem posibilitatea să organizăm cursuri individuale sau cursuri în grupe de la, să spunem, 3-4 persoane până la maximum 12. Nu recomandăm mai multe pentru că toate aceste cursuri de formare au un caracter foarte practic și sunt mult mai eficiente dacă grupele sunt mici. Avem acreditate la nivel de universitate module cu o durată de 30 de ore, ceea ce înseamnă în mod normal deplasarea pentru o săptămână pe care o fixăm de comun acord, fie în perioada noastră de sesiune, fie vara, fie, mă rog, când ne convine. Am lucrat și în weekenduri, dar avem și module de 10 sau 20 de ore, tocmai pentru a putea segmenta acest program. De exemplu, am avut anul acesta pentru niște doamne din Marea Britanie, a fost un grup de 4 persoane și am lucrat 3 module de câte 10 ore. Da? Deci asta putem online, da? Asta putem organiza momentan. Deci, prin Institutul Limbii Române, ca limbă europeană, se pot organiza exclusiv cursuri online, dacă acestea sunt dorințele. Acum, desigur că un modul de 30 de ore nu înseamnă un program complet de masterat, dar asta depinde foarte mult de nevoile dumneavoastră și mai ales de locul de muncă la care vă aflați în momentul acesta.